E nevoie ca orice persoană aflată într-o asemenea situație, și anume în fața unei acuzații penale, să aibă timpul și înlesnirile necesare pregătirea părerii, așa cum spune Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În același timp le-am adus la cunoștință, eu fiind și membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei, le-am adus la cunoștință colegilor mei o rezoluție recent adoptată de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care aceasta insistă ca statele membre să facă o distincție clară între responsabilitatea politică și responsabilitatea juridică, penală, a demnitarilor. Și în această rezoluție, unul dintre puncte se referă la aceea că în astfel de proceduri pe care dumneavoastră le numiți de ridicare a imunității, în mod generic, persoanele vizate trebuie să se bucure de aceleași drepturi prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ca și simplele persoane care se află în fața organelor judiciare. Dreptul la apărare e un drept fundamental, consacrat nu numai de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar și de Constituția României. Și, de asemenea, ne aflăm, după cum rezultă din informațiile din referatul care ne-a fost transmis, ne aflăm în fața unui dosar complex care presupune mai mult faptele avute în vedere s-au întâmplat acum 5 sau 4 ani, așadar o perioadă îndelungată de timp. Trebuie să-i acordăm persoanei vizate posibilitatea de a-și pregăti în mod temeinic această apărare. Aveți vreo dumneavoastră, PNL-ul, din punct de vedere politic, cum veți vota? Nu s-a luat o decizie formală în acest sens și probabil că înainte de votul în plen și pe baza concluziilor Comisiei Juridice vom avea și o decizie politică în acest sens. A fost o declarație a domnului Antonescu care spunea că nu se pune problema să votați pentru începerea urmării. A fost o declarație, dar eu vă spun că și ieri am avut o discuție preliminară, ca să zic așa, la grupul liberal din Senat și toată lumea așteaptă concluziile Comisiei Juridice și o decizie formală va fi luată ulterior acesteia.